Echipa de rugby Steaua București este gata să scrie istorie. Vineri, de la ora 12, elevii lui Dănuț Dumbravă vor întâlni pe Universitatea Cluj, într-un joc care va conta pentru etapa 10-a Superligii Naționale. Va fi primul meci de rugby pe noul stadion Steaua, iar jucătorii din Ghencea sunt nerăbdători să audă primul fluier al arbitrului. Cum se simte un sportiv a Stelei înaintea unui astfel de meci? Pot spune că este o onoare și un privilegiu pentru toți participanții la acest meci, și pentru noi și pentru cei de la Cluj, să vină să joace pe o astfel de arenă, o arenă modernă, de care suntem mândri și cred că ce ne-a mai rămas este să demonstrăm mâine pe teren că putem și merităm să jucăm mai multe meciuri pe acest teren. Cât de mult ai așteptat acest moment? Sunt aici de o viață, cum s-ar spune, și chiar mă bucur că avem șansa și ocazia să jucăm acest meci anul ăsta, chiar după ce a fost terminat stadionul. Ai emoții înainte de meciul de mâine? Am emoții, da, înainte de fiecare meci, dar cu atât mai mult că faptul că jucăm pe o astfel de arenă, mă repet, și sunt foarte fericit și încântat că vom face asta vineri la ora 12. Steliștii au făcut joi la prânz primul antrenament pe superba arenă și nu concep nicio surpriză cu echipa din Ardeal. Ai emoții înainte de meciul de mâine? Emoții sunt, dar constructive. Ce înseamnă pentru un rugbyist al Stelei să joace pe acest stadion? Va fi practic primul meci de rugby pe nou stadion al Stelei. Da, va fi primul meci. Pentru noi este o onoare, mai ales că jucăm pe acest stadion, care este magnific. Cu siguranță va fi prima victorie. În sezonul regulat ați avut un parcurs excelent, aveți puterea de a merge până la capăt și să câștigați titlul în acest sezon? Cu siguranță vom face și mâine o figură frumoasă, vom învinge și vom juca finala. Biletele pentru acest joc se vând la casieria stadionului Steaua, iar abonamentele de la fotbal sunt valabile și la meciul de rugby. Partida dintre Universitatea Cluj și Steaua din etapa 10-a Superligii Naționale de Rugby va fi transmisă live pe canalul de YouTube Steaua TV vineri de la ora 12. 2, 3, 5, 6!